Dan Ioțil a cerut-o de nevastă pe Gabriela Prisăcariu în iarna anului 2020, în timp ce se aflau într-o vacanță în Mexic. Ulterior, ei au anunțat că vor deveni pentru prima dată părinți în toamna acestui an. Gabriela Prisăcariu și Dan Ioțil s-au căsătorit în weekend. Aceasta a purtat o rochie albă, impresionantă, în timp de Dan a îmbrăcat un costum într-o nuanță nude, la care a asortat pantofi în ton și o cămașă albă. La matinalul de la Antena 1, Dan i-a spus în direct, la Neața, primele impresii după nuntă. Prezentatorul a precizat că momentan nu s-a schimbat absolut nimic. Glumeț din fire, Dan Ioțil a vorbit despre unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui. El a precizat că a fost mai mult un team building, având în vedere că la nuntă au fost 42 de invitați cu prietenii, colegi din platou, familie și, bineînțeles, nașii Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu. Dan Ioțil a ținut să precizeze că nu s-a schimbat absolut nimic după căsătorie. Actul în sine nu a schimbat cu nimic lucrurile. Vă anunț că tot așa, și căsătorit și nu. Dan Ioțil și Gabriela Prisăcariu au anunțat, cu aproape 2 luni în urmă, că vor avea un copil. Recent, cei doi au dezvăluit și sexul bebelușului. Care este băiețel? Gabriela Prisăcariu s-a confruntat cu poftele de gravidă, așa cum se întâmplă în cazul multor femei. Însă medicii i-au interzis să facă orice sport în perioada sarcinii, deși iubea această activitate. Un secret al lui Dan Ioțil a fost expus chiar de proaspăta sa soție, Gabriela Prisăcariu, acum Gabriela Ioțil. Nimeni nu a știut asta până acum, deși acesta are o carieră în televiziune de peste un deceniu. După nunta lui Dan Ioțil cu Gabriela Prisăcariu, modelul a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, dar și diverse filmulețe de la nuntă. În unul dintre acestea este și certificatul de căsătorie. Acesta a dezvăluit un secret neștiut de nimeni până acum. Se pare că soțul ei mai poartă încă un nume și este unul foarte special, nemai întâlnit. Numele complet al prezentatorului de la Neața cu Răzvan și Dan este Daniel Zeno Ioțil. După cum se poate vedea pe ecran, partenera de viață a lui Dan Ioțil a postat o fotografie în care apare certificatul de căsătorie, alături de inelul de logodnă. Semnificația prenumelui Zeno este una legată de zeități. Etimologic, acest cuvânt este derivat de la Zenon, ce provine de la numele regelui Zeus. Pe scurt, acest nume semnifică dar de la Zeus, care prin interpretare poate fi dar de la Dumnezeu sau zeitate. Dacă pentru unii anul 2020 a fost anul care a marcat pierderi financiare considerabile, pentru Dan Ioțil a fost unul dintre cei mai buni ani. Prezentatorul de la Antena 1 a avut un profit cel puțin frumușel de pe urma restaurantului său din capitală, pe care îl deține alături de Damian Marian, cel care îi este asociat. Deși bătaia de cap este mult mai mare, restaurantul, ca afacere, este mai interesantă. Iar de când am deschis, ne-am dat seama că a fost o alegere bună, a povestit Dan Ioțil. Așa cum vă spuneam, Dan Ioțil s-a bucurat de un succes colosat pe piața afacerilor, datorită banilor pe care i-a încasat de pe urma restaurantului său. În ultimii 5 ani, restaurantul prezentatorului de la Neața a produs peste 15 milioane lei, adică 3 milioane de euro,